Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a încercat să voteze la începutul săptămânii trecute pentru a adopta o rezoluție care cere o încetare imediată a focului pe motive umanitare în Gaza. Cel puțin 97 de țări au susținut propunerea avansată de Emiratele Arabe Unite. Din cei 15 membri ai Consiliului de Securitate, 13, inclusiv Franța și Elveția, au susținut propunerea. Marea Britanie s-a abținut, iar Statele Unite ale Americii au votat împotrivă. Votul SUA este considerat drept de veto, iar propunerea a fost respinsă. Reprezentantul autorității palestiniene a criticat America pentru că și-au impus dreptul de veto. El a susținut că politica americană este de a fi complice la genocid, epurare etnică și crime de război comise de IDF împotriva palestinienilor. Ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan, a declarat, cităm, este șocant că, în timp ce Hamas lansează rachete spre Israel din zonele civile din sudul Gazei, ONU este preocupată să dezbată o rezoluție ruptă de realitate care le va permite teroriștilor Hamas să rămână la putere în Gaza și nu condamnă Hamas și nu solicită eliberarea ostaticilor. O încetare a focului va fi posibilă numai după întoarcerea tuturor ostaticilor și numai după distrugerea Hamas. La sfârșitul săptămânii trecute, sute de suspecți de terorism au fost capturați. Cităm, luptătorii IDF și Shin Bet au arestat și interogat sute de palestinieni suspectați de implicare în activități teroriste. Mulți s-au predat singuri. Informațiile pe care le adunăm în timpul interogatorilor ne servesc în continuarea luptei, a declarat purtătorul de cuvânt al forțelor de apărare israeliene, contraamiralul Daniel Hagari. Informațiile adunate ar putea ajuta IDF să știe mai multe despre cei 138 de ostatici care se află încă în Gaza. IDF a anunțat de asemenea că a ucis doi teroriști de rang înalt din serviciile de informații Hamas și că Hamas lansează rachete din zone desemnate sigure pentru refugiați. Pe fondul luptelor intense, președintele Joe Biden l-a chemat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu și pe regele Iordaniei Abdullah să sporească asistența umanitară acordată civililor din Gaza. El a subliniat necesitatea critică de a proteja civilii, de a oferi coridoare către zonele sigure și de a separa civilii de Hamas. Cu toate acestea, IDF raportează că Hamas lansează rachete din interiorul zonelor umanitare care au fost create pentru a oferi civililor un refugiu sigur. De asemenea, premierul Netanyahu a avertizat Hezbollah că dacă va începe un război total, Israelul va transforma Beirutul și sudul Libanului într-o nouă Gaza. Deși multe regiuni ale Indiei se confruntă cu diferite niveluri de persecuție împotriva creștinilor, în orașul Hyderabad, comunitatea creștinilor are parte de o adevărată revigorare spirituală. Calvary Temple este cea mai mare biserică din India, cu peste 300.000 de membri, iar planurile pentru viitor sunt de a construi încă 40 de biserici în următorii 10 ani în Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Afganistan, Pakistan și țările din Golf. Cele mai multe drumuri din orașul Hyderabad duminică duc la biserică. Puțin după ora 4 dimineața, străzile laterale din jurul bisericii de aici sunt deja pline. Clădirea principală poate găzdui 18.000 de oameni, la care se adaugă sala Betleem cu 15.000 de locuri și o a treia clădire care găzduiește mai mult de 3.000 de persoane. În timp ce voluntarii bisericii coordonează traficul, mii de oameni încearcă să ajungă cu 2 ore înainte de prima dintre cele 5 slujbe ale bisericii, care începe la ora 6. Pastorul Satish Kumar predică la toate cele 5 slujbe, ultima terminându-se la ora 8. Cităm, mi s-a dat harul de a păstori această biserică, ce este dincolo de visul și imaginația mea, a spus pastorul Kumar pentru CBN News. Calvary Temple a început în 2005 cu aproximativ 20 de oameni. Astăzi are peste 300.000 de membri, fapt ce o face una dintre cele mai mari biserici din lume. Una dintre propunerile noului guvern spaniol recent format este reducerea programului de lucru obișnuit de la 40 de ore la 37,5 pe săptămână. Planul pe termen lung al ministrului muncii Yolanda Diaz este ca săptămâna de lucru să aibă 4 zile, nu 5, ca acum. Pentru guvern, măsura urmărește îmbunătățirea vieții spaniolilor. Sindicatele au salutat ideea, iar funcționarii publici ar trebui să fie primii care încearcă noul program de muncă. Criticii acestui demers spun că, cităm, guvernul încearcă să-și consolideze bazele electorale. Aceasta este o măsură populistă pentru a asigura votul de stânga, deși consideră că este îndoielnic că se va obține efectul dorit. Ruben Garcia, directorul executiv al companiei Main Memory și prezbiter într-o biserică evanghelică, subliniază că, deși intenția guvernului pare onorabilă, rezultatele nu vor fi garantate. În timpul restricțiilor de COVID, când oamenii au stat acasă, relațiile de familie nu s-au îmbunătățit în mod automat. Unele familii au avut parte de conflicte. În esență, creșterea calității vieții este o decizie personală, iar intervenția statului este limitată, spre zero.